Încă o dată, Colegiul Național Bogdan Petricei cu HD-ul confirmă că se află în topul liceelor din România. Elevii săi de la gimnaziu ori de liceu au dovedit că la HD-ul se învață temeinic și că profesorii lor sunt cu adevărat profesioniști. Acest an școlar pentru noi este cel mai bun, în sensul că la fazele naționale s-au calificat 77 de elevi, care reprezintă foarte multe discipline din planul de învățământ. Ne referim la limbă și literatură română, limbile străine, matematică, fizică, chimie, biologie, religie, deci aproape toate obiectele din planul de învățământ și, bineînțeles, științele sociale, unde există o tradiție în această școală, plus limba latină. Unii dintre elevi s-au calificat chiar la mai multe olimpiade, dar pentru că acestea se suprapun, ar trebui să opteze doar pentru una sau cel mult două dintre ele. Pentru a atinge astfel de performanțe este nevoie de multă muncă, talent și puțin noroc la extragerea subiectelor, dar cei mai importanți sunt profesorii și capacitatea acestora de a le insufla elevilor dragoste și interes pentru disciplina predată. Efortul elevilor s-a îngemănat cu acela al profesorilor. 40 de profesori sunt implicați în demersul acesta al nostru de a obține cât mai multe premii de la Olimpiadele Naționale, în așa fel încât clasarea noastră în topul național să fie una rezonabilă ca și până acum. HD-ul confirmă încă o dată tradiția performanței de a reprezenta cu demnitate județul și țara la olimpiadele școlare și concursurile de profil.